Directorul general al SECEAPA Service SA, Constantin Preda, afirmă că, dincolo de calitatea serviciilor prestate către beneficiari, prima mare prioritate a societății este recuperarea creanțelor de la debitori. În iunie 2013, APA Service avea de încasat sume foarte mari, care depășeau 86 de miliarde de lei vechi, dar între timp datoriile s-au mai micșorat. Astăzi, în martie, am reușit, până la această dată, să mai aduc din urmă cam 1,5 miliarde de lei. Conducerea societății invită pe cei cu restanțe să contacteze reprezentanții firmei și dă asigurări că oricât ar fi datoriile de mari, o soluție benefică tot poate fi găsită în cele din urmă. Le propunem următorul scenariu, să vină la societate să facă, să-și recunoască întâi debitele pe care le au. Este evident că n-au cum să le recunoască pentru că noi emitem facturi pentru fiecare consum și pentru fiecare consumator și după aceea, în funcție de posibilitățile reale pe care le are, să-și facă o eșalonare în a plăti datoriile care unele vin atât de din urmă încât ți se face și teamă. Multe datorii ale consumatorilor sunt chiar din 2010 sau 2011 și cele mai mari sunt de la consumatorii persoane juridice. Unii dintre aceștia intrați în imposibilitate de plată. Pentru persoanele fizice, APA Service întinde o mână de ajutor făcând eșalonări pe termene mai lungi decât cele normale. Este o toleranță totuși pe care o manifestăm, pentru că serviciul trebuie plătit la maxim 45 de zile și atunci, da, ce se întâmplă? Societatea în acest fel își recuperează, sperăm noi, și avem și rezultatele de care vă povesteam, iar omul este mulțumit că are și el posibilitatea să plătească într-un timp mai lung. Din păcate, mulți consumatori restanți nu fac asemenea înțelegeri de plată la timp și ajung să fie debranșați. Cele mai dificile situații sunt atunci când consumatorii nu au contracte individuale, ci pe asociații de locatari. În asemenea cazuri, debranșările se fac pe scări și ajung să fie pedepsiți astfel și cei care sunt cu plata la zi. La ora actuală, 12 scări din municipiul Giurgiu erau debranșate de la apă pentru neplata serviciilor, urmând să fie rebranșate după plata minim 10% din restanțe, 6 luni.